Vă salut, Puliș Columbofil. Astăzi ai vrea să-i liberez ăsta de sară întors. A început să facă numai prost. Masculașul ăsta. Cu plema, cu tot. A început să bată toți pui. Bate pui. Dă-mi perechea, nu s-a împerecheat. Și să... eliberez, dacă se duce înapoi la casa lui, se duce, dacă nu, că e și pe plus. Și nu prea mă ajută cu mai nimic. Că dacă el a dat de greu și s-a întors acasă, poate e bine refăcut și se întoarce acasă la cine l-a găzduit. Ia să vedem. Ia să-l vedem. Se duce. Tragere. De-n părinții lui mai am porumbei. Așa poate să duce. Momentan văd că nu mai e pe aici. Văd cu ea în jos. Nu se mai vede. Să sperăm că a plecat. Și că nu se mai întoarce. Singurul necaz de mie că nu i-am pus un număr de telefon să vedem dacă ajunge la casa lui. Nu se pripășește prin alte părți. Asta e singurul dezavantaj. A plecat. Uite, mai sunt și porumbei pe aici de tot vin. Cred că au văzut zi de curse. Astăzi. Așa, ia uite. Iar pe latma. Nu, dar am aici o pereche care o luat după ăsta de grit. Și toată ziua, dacă nu o bătea, se ducea la puiul asta. Așa. S-a dus el liniștit acasă. Casa lui era asta, da. Ce să-i facem? Așa sunt porumbei misterioși. Așa sunt unii oameni care îi prind, îi țin închiși. Cam atât cu vlogul de azi. Vă salut!
văd că a plecat, nu mai e aici. Că s-o plică și în altă parte, că s-o întoarce diseară, asta e treaba lui.